Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni, după consultările de la Palatul Cotroceni, că a decis să-l desemneze pe liderul USR Dacian Cioloș pentru funcția de prim-ministru. Această alegere îi lasă reci pe românii care își doresc la conducere un adevărat patriot. Dacian Cioloș, în vârstă de 52 de ani, a devenit președinte al USR după congresul USR Plus din 2 octombrie, când a câștigat în fața lui Dan Barna. Klaus Iohannis a anunțat luni seară, la finalul consultărilor cu partidele parlamentare, că el este propunerea sa pentru candidatul la postul de prim-ministru. N-am nicio simpatie față de dânsul. Păi am luat pe dracu și am pus pe satana. Dumnezeu să mă ierte că spun treaba asta. Asta e o satană, este. Păi n-a mai fost el acolo. N-a fost el acolo parlamentar unde a fost și în loc să ajute România, el a condamnat-o, a votat contra României. Cu un trecut politic neperformant, Dacian Cioloș fiind prim-ministru între 2015 și 2017, românii nu îl vor din nou la conducere. Aceștia spun că nu le-a fost oferit niciun ajutor și că nu se așteaptă la vreo diferență de data aceasta. Îl cunosc pe Cioloș de aproape 25 de ani. Știu cine e. Deci nu, n-are rost. E creația lui Băsescu. Băsescu l-a făcut comisar de recunoștință că au putut să fure grâu din rezerva de stat. Multe măgării. Păi n-a mai fost Dacian Cioloș și ne-a dus la de râpă. Aceeași tot o apă și un pământ. Ar trebui să ia cineva care să fie cu capul pe umeri, să judece, să ne scăpie din sărăcia și din bolile ăștia. Ei ce au făcut? N-au făcut nimica decât s-a interesat pentru ei, pentru voturile lor, încolo nimica pentru România. Dacian Cioloș are la dispoziție, potrivit Constituției, 10 zile pentru a obține cele 234 de voturi minimum necesare pentru a obține votul de încredere în Parlament. În cazul în care nu va reuși acest lucru, poate să-și depună mandatul de premier desemnat, anunțând eșecul formării majorității, sau poate să se prezinte în fața Parlamentului pentru a fi respins prin vot.